Mă depărtez de învățătura care a fost și vrem să și grăpăm ce s-a semănat, lăudați să fie Domnul, ca Dumnezeu să toarne ploaia binecuvântării peste răsat și să fie rod în mijlocul nostru. Într-o împrejurare în Scriptură aflăm un bărbat a Evangheliei, cel mai mare bărbat din Scriptură, o sta de vorbă cu Dumnezeu, nu cunoaștem prilejul cum Dumnezeu vorbi cu dânsul, dar știm un lucru, că o zis Dumnezeu către Ioan Mântuitorul, peste acela pe care îl vedea după gărându-se, să știi că El este Fiul lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru accentuează în fapt în capitolul 10 și spune așa, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus de Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu El și noi suntem martorii Lui. Vedem aici, Dumnezeu l-a uns cu putere pe Iisus Hristos ca să dovedească lumii că El a fost rânduit de Dumnezeu pentru noi. Și aflăm în aceste 3 ani și jumătate, în Luca, în capitolul 22, dacă zice unii dintre ucenici, noi am crezut altceva, că El va fi, va pune Imperiul Israel în picioare, noi am fi miniștri, și când Domnul stă cu ei și ocărea și pe drum, zice, când e vorba să creadă Scripturile, când e vorba să înțelegem planul lui Dumnezeu, parcă stăm cu mintea împărțită de multe ori. Și aflăm că Dumnezeu a început să vorbească Iisus cu ei, de la prima prorocie despre dânsul, lucrul care se va întâmpla cu el, s-a întâmplat cu el. Și el zice un cuvânt la urmă acești doi, Cleopa de Cin, oare nu ne arde inima? Stăm pe calea mântuirii, pe drumul acesta spre veșnicie, fii lauda Dumnezeu, trebuie să avem o minte deschisă să înțelegem planul lui Dumnezeu și cu noi și cu vestirea cuvântului, că ce a fost în credința lui Pavel, a ieșit în credințare. Lăuda să fie Domnul! Ce i-a dat lui Pavel să spună și altora despre puterea lui Dumnezeu prin Hristos Iisus, fii lauda în veci? Eu dar și nouă, de ce? Dar prezenta la lumea întreagă că Iisus a fost rânduit. Fii lauda în veci. Noi ce facem? Tăcem sau stă nepăsători? În privința aceasta, că și eu am botezătorul, într-o zi a fost în cumpănă. A fost într-o cumpănă și trimea niște oameni, zice, tu ești sau așteptăm pe altul? Și Domnul vieții spune un verset frumos și acolo, spune lui Ioan că orbi văd, șchiopi umblă, surzi aud și săracilor li se vestește Evanghelia. Trăiască Domnul vieții! Aleluia! Care e porunca ta așa mea? Să vestim oamenilor Evanghelia, puterea de mântuire, vestea bună! Avem această putere prin Duhul Sfânt, ferea și nu putem, fiindcă unul dintre cele 10 fericite, cele săraci în Duh. Fiindcă aici se referă Dumnezeu mai mult, oare tânjim noi după Dumnezeu? Suntem noi frământ după neprihănirea Lui? Dorim să stăm cu Domnul de vorbă, să stăm la masa Lui? Aleluia! Sau așa din când în când? Oare mi-e rușine ce Domnul mi-a făcut? Ai curajul să spui aici, între străini, între mulți mai, budiști, aveți ocazia acum, între națiunile acestea, să spui mărăția lui Dumnezeu? Fiindcă la aceasta suntem chemați, de ce? Să-L prezentăm pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Aleluia! Fiindcă, zicea El, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și în alte parte spune că e noi și cu noi. Dacă și noi, și cu noi, care e împărăție? La ce promite Dumnezeu că și noi, și cu noi?
nu promite despre Duhul Sfânt, care va fi și cu noi și peste noi? Aleluia! Asta e lucru frumos să înțelegem, că și peste noi Dumnezeu nu-i dat un duh de frică. Hai să înțelegem, că trecem puțin în Timotei. Mai se frumos și n-aș vrea să fiu lung, dar când ești aici, fără să vrei, Dumnezeu toarnă. În cartea lui Timotei, în capitolul 1, versetul 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și chibzuință. Vedem aici, cum a fost uns Iisus, aleluia, de Dumnezeu, ca să prezinte pe Israel la împăcare cu Dumnezeu. Din casă a fost misiunea lui Iisus și de câte ori am vrut să te strâng, cum mă strânge cloșca pui, vorbea și casa lui Israel, și n-ai vrut. Dumnezeu a vrut să-i aducă la împăcare să înțeleagă vestea bună a mântuirii, lăudat să fie Domnul, și jertfa de izbăvire a casei lui Israel. Fiindcă în Isaia, în capitolul 53, zice un verset frumos acolo, că Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jefă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va păvâși în mâine lui. Versetul 11. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștință lui, robul meu cel neprinit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu va pune pe noi, ca stăm aici, într-o stare după voia lui Dumnezeu. Care a fost voia lui Dumnezeu? Să-L așteptăm pe Iisus. Că toată lumea cunoaște versetul de aur din Ioan 3:16, că atât de mult a Dumnezeu lumea. Și Domnul stă și cu Nicodim de vorbă în privința aceasta. Măi, ascultă un lucru. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa va fi înălțat și fiul omului, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și vine versetul cheie, fiindcă atât de mult ai bine să lumea, ca da pe singurului fiu. Și puterea pe care este să credem, fiindcă frățura accentua un cuvânt, să aducem pe oameni la o credință după voia lui Dumnezeu. Când am mers oamenii la Ioan și au zis, mă, orbii văd, șchiopii umble, el este. O crezut credința lui? Venim în fapte, în capitolul 11, iar un cuvânt care ne pune în cumpără de multe ori. Și stă apostolii, cei credincioși, cei neprăniți, cei unși, cei aleși de Dumnezeu. Zice lui Petru, mă, ce ai căutat acolo la cei, la neamuri? Știi că n-avem legătură cu ei? O crezut că mântuirea numai pentru casa lui Israel. E așa o crezut și mulți dintre noi. N-ai voie să mergi acolo, nu căuta acolo, nu umbla acolo. Dar sunt împrejurări în viață unii, trebuie să fie o lumină într-un loc întunecos. Aleluia! Și zice Petru un cuvânt frumos care ne farmică pe toți. Care zice, când am văzut că Duhul Domnului se coboară și peste neamuri, aleluia, cine sunt eu să împiedic planul lui Dumnezeu? Cine sunt eu? Oameni buni, hai să ne trezim în seara zilei. Hai să noi ne luptăm să împiedicăm planul lui Dumnezeu și să căutăm de ce? Să ducem Evanghelia păcii. Să zicem pe oamenilor nădejde, lor credință, aleluia, ca așa spune, că Domnul a uns cu putere pe Iisus, să vindece, să vestească, să întărească credința multora. Și tu ai aceeași împuternicire, fiindcă în Marcu, în capitolul 16:15, în jos spune așa, plecați, vestiți Evanghelia, orice făptură, cine crede. Se botează, va fi mântuit. Iată semnele care ne însoțeași. Cine crede
își va pune mâinile peste bolnavi. Nu credem cuvintele astea sau suntem așa încumpănați? Aleluia! Credem că mâinile tale și a mele sunt binecuvântate. Pe ce pui mâna? E binecuvântat? Ce arzi, ce samini, ce strângi, e binecuvântat? Credem sau nu credem? Sau numai pentru alții? Când e așa, credem că numai pentru alții îți rânduiți. E pentru tine care mă ascult și care vorbesc în seara zile. Noi suntem rânduiți de Dumnezeu. De ce? Să ducem vestea bună. Aleluia! Și dacă o faci, ne așteaptă o dreaptă răsplătire. Fiindcă ne putem încadra un verset acolo, la răsplătirea Domnului, asta e. Stă mă lui Zebedee și zice, măi, am o dorință, am unde la tine. Iacu la dreapta sau Ioan la dreapta și Iacu la stânga. Să fii răsplătit, să fii onorat. Aleluia! Și Domnul spune un cuvânt, atârnă de mine. Aleluia! Că Pavel spui, m-a luptat lupta cea bună. Și m-a isprăvit lucrare. Trăiască Domnul! Trebuie să ne cunoaștem fiecare menirea noastră în fața Domnului, să ne cunoaștem slujirea noastră. De ce? Că Domnul ne însoțește cu putere. Hai să ne facem partea noastră. În Romani, capitolul 12, de la 6 în jos, se spune așa, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței. Păi Dumnezeu să ne crească credința la tot. De ce? Să știi că Duhul Domnului în gura ta. Aleluia! Ce scoți un cuvânt din gură, îi da și amin. Că de la voia întâmpării. Că mulți gândea și când zice așa vorbea și Domnul, scoate ceva numai din burtă sau din minte, nu e așa. Când te scoli numele Domnului, ai o responsabilitate. Gloria Domnului. Și că cine e chemat să îmbărbătează? Să ține de îmbărbătare. Cine e chemat la o slujbă? Să se adă la slujbă. Și care e slujba noastră? Avem slujba împăcării. Să împăcăm pe oameni cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Aleluia! Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, unul de putere, de chipzuință și de dragoste. Avem? Aleluia! Avem? Că în cartea lui Iuda spune un verset, fii-vă milă de ei, smulgând-i de foc. Avem aceea dragoste pentru semnii noștri, să prezentăm că prin Iisus Hristos îs toate comorile înțelepciunii și a priceperii, că prin Iisus avem izbăvirea, prin Iisus avem viața veșnică, prin Iisus avem totul de plin în El. Aleluia! Totul avem de plin prin El, lăudați să fie Domnul! Și când vom pleca de aici, la cele veșnice, nu vom merge cu fața posomorâtă. Cine ești? Fiu mântuiți! Cum e cu o nădea, zice, te așteaptă o dreaptă răsplătire, lăudați să fie Domnul! Să nu crezi că o stăneala ta e în zadar, să nu crezi că ce ai semănat în zadar, să nu crezi că unde ai fost pus să fie o lumină în zadar, nu! Că și cu tine și cu mine stă o putere. Aleluia! Aleluia! Cântăm o cântare, dacă au luat valul în fundul mării, ca s-a cutremurat pământul, lăudați de ce? Cu lângă tine stă o putere. În salmul spune acolo, 1000 să cadă, 10.000, de ce? Tu ești păzit de o putere. Lăudați să fie Domnul. Tu ești ocrotit de puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca în seara zilei, de ce? Ca cuvântul pe care îl rostește numele Domnului. Noi suntem o evanghelie în seara zilei. Trăiască Domnul. Noi în România și voi aici. Doamne, ajută-i să înțelegem această lucrare deplină a izbăvirii noastre. Glorie Domnului! Nu să fim ca și Cleopa și ca omul ăsta, bă, cine știe? Fost o șeță cineva să povești de două zile, numai. O fost numai povești de el. Dar când a dovedit înviere și putere, lăuda să fie Domnul, trăiască Domnul, când a dăruit o tunat Duhul Sfânt peste, o suflat Duhul Sfânt peste, da putere, i-a dat autoritate, hai vedem ce autoritate de Dumnezeu, ce lege aici, e legat în cer.
Ce dezlegi aici? Dezlegat în cer. Noi o facem aceasta sau o înțelegem? Că venim în Isaia, hai, oameni buni, vreau să mă înțeleg seara zilei. Domnul să lucrează El. Spune Isaia în 58 capitol la post. Dezleagă lanțul răutății. Deznoade legăturile. Mai ții rău pe cineva să dezlegi. Delegă lanțul răutății de mintea noastră, fiindcă omul din pricina răutății, că și-a apostolicii. Ce ai căutat la ei? După ce ai mărat neamuri, ce legătură ai între noi și ei? Ce ai căutat la ei? Hai să nu fim oameni răi. Că una dintre darurile Duhului Sfânt este bunătatea. Aleluia! Fii-vă milă, mușii din foc, să ne chemați de ce? Să ne jertfi unii pentru alții, să ne dărui unii pentru alții și Domnul să lucrează El. N-aș vrea să mă departe. Dar aș vrea ca Duhul Sfânt să miște mai departe Evanghelia aici. Aleluia! Să nu ne considerăm că avem ceva, avem de la El datorită milei Lui. Eu știu un lucru în viața spirituală, trăiască Domnul, când Domnul îți încredințează o slujbă, înseamnă că ești capabil. Eu așa cred. Când Domnul te-a chemat la o lucrare, înseamnă că te face capabil și responsabil de slujirea aceea. Când ești chemat la cârmă, înseamnă că ești capabil să cârmuiești. Când ești chemat să îmbărbătezi, înseamnă că ești, Dumnezeu ți-a dat minte și înțelepciune cum să îmbărbătezi omul. Că nu întotdeauna ești, vai de mine, cât de tare ești. Nu. Ia se vreme când ești necăjit, ești supărat și așa de frumos când vine Duhul Sfânt și e îmbărbătat. Așa de frumos. Lăudat să fie Domnul. Era Gedeon necăjit și bătea grâu colontească. Era necăjit. Va trebui să vină cineva să-l îmbărbăteze. Mă, sunt cu tine. Aleluia. Și noi suntem de multe ca și Gedeon, Doamne, vreau semnul acesta, ba vreau lucrul acesta și tă ne răcăim de multe ori că tă n-am face, fac altul. Nu, eu nu-s bun de evanghelist, fac altul, eu nu-s bun de slujba asta, fac altul. Mie nu mi s-o încredința, fac altul. Nu. Vă rog fiecare din seara zile să fii responsabil, aleluia. Că tu ai zis cu mine la apă că toată viața vei fi credincios lui. Tu ai zis și eu am zis. Până când toată viața. Care a făcut armata? Am pus mâna toți pe drapelul țării, așa e? Și am zis toți cu un glas. Când i-am dat viața pentru țară, așa e? Vom sta de strajă pentru țară, vom respecta legile țării. Vom prețui lucrurile din țara aceasta. De ce? Că în țara care ne-a născut, dar despre mântuire. Aleluia! Vom fi totdeauna cu Domnul. Domnul, ai spus, toată viața vei fi credincios și credincioasă. Vei fi supusă cuvântului, vei înțelege și voia Lui. Aș vrea că această rugăciune de încheiere care o face în seara de Doamne, dă-ne înțelepciune să pricepem voia Ta, planul Tău. Dacă am stat până acum ca și om, nehotărât, așa putem zice, nechipzuit, nehotărât. Dar ne fă om înțelept și chipzuit în seara zilei. Trăiască Domnul! Și când nechipzuit și înțelept, Dumnezeu îți dă biruință și te umple cu Duhul Sfânt. Și să vezi minuni nemaipomenite. Am lucrat cu mulți frați plini de puterea Duhului Sfânt. Am zis, păi, partea mea, sclăbuță. Eu am crezut că dacă Domnul a dat un dar la cineva, îl va ține Dumnezeu cu viață până îi bătrâni și eu. Așa am crezut. Și am venit de lume, n-am venit în alte parte, n-am cunoscut Evanghelia, nu mă sfătuie nimeni și era frate și eram cu ei în rugăciune și odată era un frate scump în vremea aceea, zice, astăzi cred eu pentru tine și tu mi-ai vindecat acasă. Astăzi cred eu pentru tine. Și tu mi-ai vine. Și mi-era unul vindecat către casa lui. Vinea bolnav, neputincios. Dumnezeu vrea și de aceea credință. Că ce sameni și ce scoți din gură, nu te însoțești.
Și Dumnezeu te asculte. Vrea să faci un cel încheie, Doamne, dă-mi putere să produce Evanghelia, să Dumnezeu nu-i dat un duc de frică, aleluia. Nu, nici de groază, că nu-i Dumnezeu spaimilor, nici a groazei, Dumnezeu victoriei, că prin El suntem mult mai mult biruitori. Trăiască Domnul! Și într-o zi, noi ca ne vedem în seara zilei, o să am cununuț cu cununa slavie și a neprihănirii, cununa dragoste și a biruință și mă zice, m-am luptat lupta cea bună. Haleluia! De ce zic treaba aceasta? Că Iisus accentuează un verset frumos. Cine se rușinează de mine? Deci nu vorbea și la lume. Deci vorbea și la oameni care cunosc Evanghelia, care cunoaște puterea Lui, care cunoaște dragostea Lui, care cunoaște biruința prin Hristos. Dacă ți-e rușine să spui ce Domnul bine ți-a făcut și nu-i spui la altul, când Domnul te-a mântuit, te-a ridicat de acolo în fundul gropii, cum ce s-a în fundul morcilii, m-ai pus piciorul, dar cum i-a scos Dumnezeu pe toți? Haleluia! Și astăzi se pot ridica mâini, fără îndoială, cu credincioșie și cu îndrăzneală și Duhul Domnului să ridice pe toți aici, nu? Și pe copii. Hai să venim un duh de îndrăzneală și să apropie ceasul 8 și ce că sunteți limitați cu timpul aici. Merim în 2 împărați în capitolul 5. Fii cai din casa lui Neman Sirianu. Ce curaj a avut acea persoană să zică că știe că viața ei între moarte. Știe că dacă nu se întâmplă, îi tai capul, fără nicio pardon. A avut curaj să zică, dacă ăsta va merge în țara mea, haleluia, Dumnezeu va vindeca de lepră. Ai curaj să spui că Dumnezeu vindecă omul și de lepră, și de păcat, și de neputință, și de slăbiciune. O rămas de rușine? Nici nu ne rămâi de rușine. Nici nu rămâi de rușine. Nu. Vă rog în numele Iisus să cere, Doamne, dăm un nu de îndrăzneală, un nu de putere, oameni chipzuiți, oameni pricepuți și oameni destoniști pentru orice lucrare dumnezeiască. Trăiască, Doamne, ce? Ca casa Dumnezeu să se zidească, să crească, să fim un templu sfânt, glorie Domnului, și acolo să fie mijlocul nostru, acel soare al neprihănirii. Haleluia! Ca nu mai fi niciodată noapte. Niciodată. Așa cum zice în psalm, cel care veghează, nu dorme niciodată, nu dormitează, el veghează. Ca cuvântul lui să se împlinească și în Anglia, și în Spania, și în alte parte. Lăudați să fie Domnul. Rămân aici și aș vrea să mergem la încheiere, că mă mulțumim, Domnul. Dăm acest duh de putere, să mergem înainte. Și Iisus din cer să vă ocrotească pe toți. Dumnezeu păcii să binecuvânteze și trupul vostru, și duhul vostru, și sufletul vostru, să fim cu toții păziți întregi până la Lui venire în veci. Amin.